România în direct cu Cătălin Striblea la Europa FM. Bun găsit! Bine ați venit la cea mai importantă dezbatere din România. Multora dintre voi, tema de astăzi o să le strice pregătirile de Crăciun. Nu este cel mai vesel subiect, dar este unul peste care eu nu vreau să trec. Printre colinde, daruri, trafic, mese mari și o undă de mai bine, poate zilele astea, nu aș vrea să uităm că sărbătorile multora dintre noi sunt schimbate pentru totdeauna. Iar astăzi, la România în direct, vreau să coborâm de la cifrele comunicate oficial în viață, așa cum este ea. În fiecare moment al vieții mele profesionale, atunci când sunt în fața unui microfon, am spus că cifrele cu care operează guvernele, statisticile, presa, toate aceste cifre sunt oameni, că toți au o poveste și că toți sunt ai cuiva și că atunci când dispare unul dintre ei, dispare o lume. Eu cred sincer că România trebuie să se oprească o clipă în aceste zile și să mediteze la această dramă. De asta România în direct de azi pornește de aici. Oameni buni, în luna octombrie a acestui an, România a înregistrat cel mai mare număr de decese din istoria ei pe timp de pace. De la al doilea război mondial încoace, nu am mai atins așa o cifră. Peste 44.000 de oameni care au murit într-o lună și nu uitați că sistemele de raportare încă adaugă din trecut. În Iași, de exemplu, a fost cel mai mare număr de decese din 1917 până astăzi. Și în octombrie 2020 se consemnase iarăși cel mai mare număr din istorie, dar de atunci și până acum, pentru aceeași lună, s-au adăugat încă 18.000 de oameni. Și cu 20.000 de oameni mai mulți față de septembrie anul trecut. În aceeași lună, octombrie, avem cel mai mare spor negativ din istoria noastră. Asta înseamnă că numărul celor care au murit este de 3 ori mai mare decât numărul celor care s-au născut. Cauzele sunt câteva, le cunoașteți. Nu o să insist că este vorba despre epidemie sau de îmbolnăvirea cu COVID. Sunt convins că multă lume a murit pentru că n-a ajuns la spital sau pentru că spitalele n-au funcționat cum trebuie. Alții s-au dus pentru că serviciile sociale nu au mai funcționat. Unii s-au dus pentru că n-a mai știut nimeni de ei în izolare și cei mai mulți sunt bătrâni. Cei mai defavorizați oameni după toate standardele societății noastre. Și poate că de asta impactul asupra societății este mai mic. Este studiat științific că ne pasă mai puțin când mor bătrânii, pentru că e firescul lucrurilor, cum le-a așezat Dumnezeu. Și că la fel percepem foarte bine, ca societate, ca nație, ca specie, că lumea nu se poate opri în loc. Am mai trecut prin războaie, ăsta e un război, omenirea își revine de la un punct încolo. Dar tot ea ne învață că istoria trebuie să nu se repete. Totuși, în timpurile celor mai mari schimbări tehnologice, a medicinei de top, a sistemelor avansate de protecție pe care le avem ca state și ca stat, atunci când viața noastră era probabil cea mai bună din întreaga sa istorie, noi am pățit asta. Și încă ceva. Cred că vorba aia atribuită lui Stalin, că moartea unui om este o dramă și moartea zeci de mii doar o statistică, cred că e o vorbă proastă. Eu zic că dacă astăzi nu arătăm compasiune celor care au pierdut pe cineva, rupem din țesăturile pe care le mai avem, care ne leagă între noi ca societate, cred că această situație merită cumpănire și din partea autorităților, dar și a publicului, căci avem nevoie de învățăminte și putere. Vă invit la o discuție grea, vă invit la o clipă de meditație și vă dau numărul de telefon. 0372069599. Îl repet către toată România. 0372069599. Cum vă raportați la aceste cifre ale mortalității în România? Ce vă zic ele vouă? Vi se pare că reprezintă o catastrofă sau un lucru peste care societatea poate trece? De ce credeți voi că acest moment este complet ignorat? Care e explicația voastră? Eu o să dau câteva explicații științifice.
Și vreau să vă mai invit să faceți ceva, poate e cel mai greu, dar dacă vă luați inima în dinți, eu am să vă ajut. Dacă în perioada asta, în ultimii ani, ați pierdut pe cineva apropiat, pe cineva drag sau pe cineva care cunoașteți, dar care a însemnat ceva pentru voi, puteți să ne sunați, să ne spuneți cum era și ce poveste avea. Așa, pentru o clipă de neuitare. 0372069599. România în direct va începe acum, ea este și pe Facebook. Vă cer echilibru și cumpătare și vă ascult. Gabriel, de la tine pornim. Bine ai venit. Bună ziua. Sunt un pic emoționat. Pentru mine, perioada asta a însemnat că mi-am pierdut tatăl și la 3 zile după el soacra. Luna trecută au făcut un an de când s-au dus. Despre ei ce pot să spun? Aveau nepoți de crescut. Câți ani au copiii tăi? Îmi cer scuze, dar încerc să mă abțin, dar nu pot să mă controlez. Cred. Tatăl meu anul trecut pe 14 octombrie am plinit 71 de ani și înainte de asta se apucase să-și schimbe gardul la casă, la casa la care se mutase cu 2 ani jumate în urmă. În ciuda oponenței mele care spunea mereu că bătrânețea înseamnă să stea liniștit unde, într-un apartament unde ar fi avut tot confortul. El întotdeauna vrea să facă mai mult. Doamne, vrei să zic ceva, Gabriel? Uite, asta ca să-ți mai treacă emoția. Eu l-am pierdut pe socrul meu în noiembrie anul trecut. Și știi ce mi-a adus aminte acum? Că cu o lună, două înainte de a muri, socrul meu s-a apucat să refacă gardul la casă. Și copiii sunt mulți în familia soției mele, sunt 5. Și sigur că la început au privit cu un zâmbet și au zis: mă, tată, ce-ți mai trebuie ție gardul ăla? Lasă-l că e bun. Și uite pe ăsta cum l-ai făcut. Și-a făcut un gard frumos, dar știi, era tare mândru de el. Tare, tare mândru a fost de el. N-a apucat să se bucure tare mult de gardul ăla, dar pentru el a însemnat mare lucru, să știi. Da. Și așa mă gândesc că a fost și pentru tatăl tău. Adică, cred că probabil a contat foarte mult. Probabil că acolo să-ți construiesc ceva împreună. Da, așa era taică-miu. Taică-miu mereu dacă aveam o problemă tehnică, eu sunt, deși am 41 de ani, am foarte puține veleități tehnice. Întotdeauna îl sunam pe tata și el venea să schimbe o țeavă, să facă chestii pe care eu, din comoditate sau din neștiință, nu le făceam. De multe ori mă certam pentru că întotdeauna complica lucrurile și făceam într-un mod în care nu-mi plăcea și asta e cel mai mare regret, că fiind un om mai rece, nu prea îi spuneam cât de mult înseamnă pentru mine. Erau rare momentele în care îl mâncâiam, îl îmbrățișam. Știi că noi n-am fost crescuți așa. Din păcate n-am avut ocazia să o fac, a răcit, n-am știut și am vorbit la telefon cu el timp de 4 sau 5 zile, îl sunam de 2-3 ori pe zi, până când a intrat pe terapie intensivă, n-a răspuns la niciun antibiotic și s-a dus. Chiar în seara în care mi-au spus că starea este agravată, i-am primit un mesaj, un SMS, deși știam că nu prea știe să citească un SMS de obicei. Telefonul folosea doar să sune, să facă apel sau să răspundă unui apel. Nu știu dacă a citit mesajul ăla. Oricum, a fost cumplită perioada aceea, pentru că la 3 zile după am pierdut-o și pe soacra mea, care la fel de fiecare dată când avea cu cine lăsa copii, venea la orice oră suna. Întotdeauna îi scotea în parc și le făcea ceea ce noi, părinții, nu le făceam prin lipsa noastră.
te uiți azi la marea asta de suferință din jurul nostru, cu ce gânduri privești tu cifrele astea pe care le-am spus eu astăzi? Cum te uiți la ele? Probabil că perioada asta mă face să trec mult mai greu de ce mai multe ori încerc să accept, să zic că e firesc, dar e destul de greu, pentru că e întreținut aspectul ăsta. Nu spun că luna trecută pentru mine a fost o corvoadă, în afară de comemorarea părinților, că erau amândoi părinți într-un fel sau altul. A fost și perioada aceea neagră în care sunt la știri, le citesc, nu ai cum să evizi realitatea, oricât de pozitiv ai vrea să gândești. Nu face decât să întrețină durerea, iar cel mai mare rău din punctul meu de vedere este că cei mai mulți dintre noi am uitat să ne ascultăm, am uitat să știm că nu sunt decizii și oameni în care nu putem avea încredere, pentru că din punctul meu de vedere principalii vinovați pentru situația în care suntem sunt cei care refuză să-și asume anumite decizii normale. Și nu pun înainte de toate binele oamenilor și sănătatea lor. Gabriel, te îmbrățișez, îți mulțumesc tare mult. Mulțumesc că le-ai vorbit oamenilor și că ai avut curaj și da, asta e menirea acestei emisiuni, să coboare din statistica aceea și să spună, uite oameni buni, aici este doar o cifră la care trebuie să vă gândiți astăzi, înainte că o să înceapă 2, 3, 4 săptămâni mai liniștite sau cine știe, poate viața va fi chiar mai bună și mai îngăduitoare cu noi de astăzi. Mircea, salutare, ești la România în direct. Salut, Cătălin, și toți ascultătorii Europa FM. Dureroase poveștile pe care le-am auzit și o să le mai auzim. Bine, nu sunt povești, sunt, din păcate, întâmplări din viață. Și vreau să spun lui Gabriel că, la fel ca mine, sunt convins că mă sunt și azi român care nu văd aceste informații ca o cifră statistică. Întotdeauna când văd aceste cifre, nu pot să nu mă gândesc că în spatele lor sunt, de fapt, oameni cu povești de viață, oameni care aveau luni de prieteni, cunoștințe, oameni cărora le simțim lipsa. Și mă revoltă, aproape că mă radicalizează cum simt musulmanii, cum se radicalizează musulmanii când mă gândesc la faptul că, cum, domnule, suntem un popor care ne declarăm de 2000 de ani creștini. Suntem printre primii creștinați din Europa și ne bătem joc de cel mai sfânt dar făcut de Dumnezeu omului, viața. E o ipocrizie ridicată până la cer. De ce zici asta? Fericire, n-am avut în această perioadă cunoștințe sau rude care să sufere din cauza, adică au fost bolnavi, dar nu au ajuns la suferințe grave sau chiar la moarte. Stau tot timpul cu frică și încerc să protejez pe tatăl meu cu care locuiesc împreună. Suntem la curte, are 80 de ani și are deja probleme cardiace și insuficiență respiratorie. Cea mai mică afectare a plămânilor va băga în mormânt în maxim 3 zile. Din fericire am reușit. Până acum sper să reușesc în continuare. Ceea ce vreau să atrag atenția, apropo de vinovații de care vă spunea Gabriel, vinovații nu sunt cei care refuză să ia măsurile, că noi suntem ipocriți, așa suntem educați, așa am fost noi ca români. Au fost educați în 45 de ani de evoluție și clasa politică după 90 n-a făcut decât să accentueze această tară de caracter. Problema este alta. Guvernanții pur și simplu exploatează acest lucru. Nu? A scăpat o afirmație pe care a făcut-o ministrul sănătății, domnul doctor Rafila, și care mă face să mă gândesc că ne îndreptăm spre un val 5. Imediat vă spun, ne îndreptăm spre un val 5 care va fi mai cumplit decât luna octombrie acestui an. Afirmație conform căreia, justificând măsurile de relaxare pe care le-au luat în condițiile în care toată Europa se închide, a spus ceva de genul, domnule, decât măsuri dure care nu sunt respectate, mai bine să ne relaxăm. Că vor fi respectate, da, știu declarația. Nu, fiind mai puține, mai jos de respectat, ăsta e înțelesul. Adică recunoști eșecul statului, recunoști faptul că nu mai poți asigura niște... Uneori legislația poate să nu fie populară, dar este necesară pentru bunul mers al unui stat, al unei societăți. Deci tu ca stat recunoști eșecul acestui stat, că nu mai ești în stare să iei măsurile necesare pentru a asigura viața cetățenilor și atunci lasă-i, domnule, să moară, că e mai simplu. Oricum, în cadrul informal se leagă de ce a zis un alt ministru, dar nu știu care, în cadrul informal, care a spus că de ce relaxați măsurile când... Ca să avem și noi liniște, ei fiind politicieni.
A, să aibă liniște, să n-aibă proteste. Mulțumesc, Mircea, tare mult, dar a fost o politică în România și poate la asta ar trebui să mediteze cine a ales această politică în încercarea de a salva economia și în încercarea de a se raporta la o mare masă a populației care nu a agreat tipul ăsta de măsuri, s-a acceptat un anumit nivel al morții. Da, câți o să moarăm și închipui discuțiile din spațiile închise. Păi uite, o să avem câteva zeci de mii pe lună. Ok, bine, e ceva cu care putem merge mai departe. Oare la noi, aici în spațiul estic, mă întreb eu, respectul față de viața unei persoane este mai mic decât în alte părți ale lumii? Sau are și la alții se întâmplă așa? Mă gândesc. Cristina, salutare, ești la România în direct. Bună ziua, Cătălin. Ascult. Se pare că în Est este puțin mai scăzut respectul față de viață. Nu trebuie să ne uităm decât la spitalele noastre și la spitalele dânșilor și o să ne dăm seama. E posibil. Rămânând în tema pe care ai propus-o, au fost 6 luni ieri de când am pierdut pe socrul nostru, care n-a fost doar un bătrân de 80 de ani pentru noi și căruia îi simțim foarte mult lipsa și bineînțeles că avem sărbătorile umbrite anul acesta. Cum era? Desigur că dăm vina pe bâlbâiala politică, ce nu a fost în stare să organizeze corect. E posibil și sistemul asta de sănătate, să zic așa. Sunt emoționată și eu ca și antivorbitorii mei. Mi-închipui că nu v-am cerut un lucru ușor astăzi, deloc nu v-am cerut un lucru ușor. Dar admir că ai sunat și că le povestești oamenilor. Celor mai mulți nu li s-a întâmplat, dar sunt enorm de mulți care sunt în situația ta. Sunt fericită pentru dânsii, pentru că este o încercare destul de grea. Deși pentru noi vârsta nu are importanță. Un membru al familiei este un membru al familiei. Cum era socrul tău? Socrul meu a fost sportiv, a fost arbitru de box, a fost un om foarte activ. Și să vă spun așa, era doza noastră de optimism a familiei. Adică? Cu atât mai mult îi simțim. Era cel care ne ținea sus speranța în continuare, chiar dacă avea vârsta pe care o avea. Lucru pe care noi tinerii destul de greu mai reușim să facem chestia asta. Să fim optimiști și să vedem, să fim pozitivi în fiecare zi. Da. Tocmai de aia mă repet că nu am pierdut un bătrân de 80 de ani, ci am pierdut un om. Și n-aș vrea să se treacă niciodată peste această tragedie din acești 2 ani, ușor. Da, știu eu, știi că lumea are mecanismul ăsta de a merge mai departe. Eu nu vreau să zic acum, să nu mă înțelegi greșit în ceea ce vă zic. Acum și eu sunt o persoană matură. Bineînțeles că nu să ne plângem părinții. O să spun o vorba socrului meu. Fata mea, este normal să moară părinții primii. Asta nu este ceva în înțelepciunea lui. Nu este ceva deosebit, dar totuși rămâne lipsa lor și durerea acolo, undeva. Eu cred. Îmi cer scuze că te-am întrerupt. Spuneam așa că există mecanisme studiate sociologic, da, psihologic, care spun că nu numai noi, că nu-i ceva ce ține de noi românii. Se întâmplă peste tot în lume, în care suntem un pic mai nepăsători la moartea celor în vârstă, pentru că e ordinea firească a lucrurilor, știi? Și exact, atunci, exact. Am înțeles. Da. Societatea și oamenii se mișcă mai departe, că n-au ce să zicem aia populară, a trăit raiul și a mâncat mălaiul, cumva, da, se merge pe sistemul ăsta. Da, și știi că mai avem una tot din înțelepciunea noastră populară, vii cu vii, morții cu morții. E adevărat, viața merge mai departe, da, nu putem contesta asta. E o doză mare de insensibilitate aici, sunt convins, adică e o doză, când vin eu și îți spun ție lucrul ăsta, bănuiesc că e o mare durere, că eu nu pot să știu ce e în sufletul tău. Este o mare durere și colectiv, mă întristează foarte tare, eu trăiesc într-un oraș micuț, în Reșița. Nu-i chiar micuț, e municipiul. Totuși, comparativ cu municipiile mari din țară, mă bulversează ținutele negru a oamenilor de pe stradă. Deci totul sunt oameni șerniți, de atâta vreme încât nu mai poți să nu observi. Uite, asta și îți dai seama că fiecare a pierdut pe cineva când te uiți și vezi femei negru și nu la varianta modernistică. Sau... Mm-hmm. Înțeleg ce zici. Înțeleg. N-am observat. Se vede doliul pe străzile României? Se vede doliul, la noi în oraș se vede doliul, da. Se vede doliul pe stradă, pur și simplu.
ceea ce este foarte trist. Trist, da. Și te și impresionează dacă observi în mod deosebit. Uite că... Acum noi fetele poate avem o... Da, uite că mi-ai deschis ochii. O să mă uit. Dar întreb și pe alții. Cristina, îți mulțumesc, te îmbrățișez, ai grijă de tine și de-ai tăi. Puteți să spuneți la 0372069599 și aia se vede doliul cu ochiul liber în România? N-am remarcat, dar poate Bucureștiul e oraș mare și aici ne ducem altfel viața. Suntem grăbiți, nu prea ne pasă unii de alții, suntem mai apucați, mai smuciți. Georgian, salutare! Se vede cu ochiul liber? Din păcate se vede doliu. Ieri luam niște flori și doamnele de la florărie spuneau că cele mai urâte zile sunt zilele în care trebuie să facă coroane. Și din păcate se fac multe coroane, nu știu dacă mai ajută cu ceva coroana, dar măcar recunoștința omului că a făcut parte din acea familie. Că se duce cu flori. Vezi, la momentele de bucurie ducem flori și la momentele astea ducem flori. Parcă ale noastre cuvinte nu sunt destul să felicităm sau să mângâiem de cel care trece printr-un moment aniversar sau astfel de moment. Și eu sunt foarte emoționat. În familia mea restrânsă nu am pierdut pe cineva. Ce bine. Însă, prin ceea ce fac, sunt alături de cei care pierd pe cineva. Dar ce faci? Sunt preot. Ești preot. Ce bine că ai sunat. Ai văzut multe lumele astea. Da. De la... Am văzut tineri de toate vârstele. Și așa cum zice un părinte, moartea nu te invită la o cafea, ea vine să te ia. Dar problema mea ca preot este dacă moartea e atât de prezentă, de ce nu facem mai mult pentru viață? De ce nu vorbim mai mult despre viață? În ultimele, la ultimele mormântări n-am predicat decât despre viață. Viața pe care trebuie să o apreciem în fiecare zi, așa cum e, cu toate greutățile ei. Dar dacă am deschis ochii dimineață, să știm să apreciem viața asta. Iar dacă seara punem capul pe pernă, să știu să zic și o mulțumesc celor cărora le sunt recunoscători și noi zicem că mai e și cineva mai sus. Faceți... Deci, da. Aici un exercițiu foarte bun, chiar vorbeam cu Paul Olteanu, care vine din cu totul altă zonă de pregătire decât a ta, a preotului, și care spunea despre acel exercițiu, că seara când te duci la culcare, mulțumește-i lui Dumnezeu sau în ce crezi tu, sau chiar ție, pentru că ai mai izbăvit o zi și că poate ți-a fost bine. Îmi place gândul ăsta. Sau să încep ziua... Ai cui... Dacă iartă-mi, dacă ai cui să mulțumești, ai un zâmbet așa, doamne, uite, mulțumesc vecinului că ne-am împăcat, mulțumesc soției, copiilor, ai un încă, ai, când ai pentru cine, e enorm de mult. Și mai era un exercițiu foarte frumos, zice, dimineața sau seara, când te pui la culcare, pune-ți papucii cât mai dedesubt sub pat, astfel încât dimineața să-ți dai seama că ai început de jos de undeva. Părinte, bună învățătură, dar cum reziști tu, adică omul georgian, cum reziști când valul ăsta vine, că e ca la medici, adică ei au mulți bolnavi și tu ai trecut prin multe mormântări și enorm de multă durere. Și acum poate nu-i musai vorba de cel care s-a dus, dar familia lor și ochii lor trebuie să fost greutate și pentru omul care ești tu. Cum treci peste asta? Păi, la fiecare mormântare vorbesc la finalul mormântării, ca o predică. Și în acea predică nu vorbesc din cărți, ci din ce a trăit omul respectiv, astfel încât cei care sunt prezenți să simtă că acel om, așa cum spune un învățat, un om e cu adevărat mor când e de tot uitat. Acel om în inimile celor din jur să nu fie uitat, să plece cu fruntea sus. Cum a zis doamna de mai devreme, era optimismul nostru bun să ne împropriem din faptele bune ale celor care au plecat. Uite așa făcea cutare, uite așa făcea mama, uite așa zicea tata, uite așa zicea vărul sau prietenul. Și atunci el e prezent, efectiv, în inima mea. Când fac o faptă, nu așa făcea cutare.
Și așa reușesc să simt atunci când vorbim despre cel care nu mai este, că iată ne-a adunat împreună fără voia lui, dar putem să-l ducem mai departe prin faptele lui. Georgian, mulțumesc tare mult, îmbrățișare și toate gândurile bune din partea mea și ascultătorilor noștri și Dumnezeu să te ajute mai departe și să-ți dea putere în munca pe care o faci. Vedeți, oameni buni, cât de multe lucruri ne leagă și cum reușim să privim mai bine dacă avem o clipă de gândire mai mult decât un comunicat oficial. Monica, ești la România în direct. Astăzi vorbim despre... Bună ziua tuturor! Îmi cer scuze, sunt la servici, n-am putut să ascult până acum, decât pe doamna din Reșița și da. Pot confirma că doar e prezent peste tot. Și am remarcat asta înainte să se destrupeze tata pe 17 noiembrie. Mm-hmm. Pentru că era culoarea pe care o vedeam în fața ochilor. La vecini, la colegi, peste tot. Și durerea fiecăruia ne-o trăim fiecare în sinele nostru și mergem mai departe. Noi cei puternici. Dar există și alții care nu sunt suficient de maturi ca noi să înțeleagă că, de fapt, destruparea oricui este către un loc mai bun. Ci nu la chinul și la umilințele zilelor de astăzi. Și de aceea, dacă mă auziți bine, aș dori să vă relatez mersul tatălui meu în spital. Sigur, te ascultăm. Tata în 2017 a făcut un AVC și de atunci avea tratament cu anticoagulante și toate medicamentele recomandate. Uh-huh. În momentul în care, cu două săptămâni înainte să se destrupeze, a fost internat. În momentul în care a venit salvarea și l-a luat, avea undeva la 68-70 oxigenul dimineață, am avut un CPAP în casă, l-a folosit, până a ajuns salvarea, a ajuns la 80%. Când a plecat salvarea cu el, era deja la 95% oxigenul. Și a stat internat în spital la partea de COVID ușor. Apoi au constatat că avea o înrăutățire și l-au trecut pe ATI. Însă în tot acest timp nu i s-au dat medicamentele pentru atac cerebral. Joi și vineri, încercând să vorbesc cu el la telefon, auzeam doar câteva cuvinte clare, restul erau bla bla, semn foarte clar de atac cerebral. Și în continuare nu i s-au dat medicamentele. De câte ori încercam să sun la spital, să discut cu cineva de la centrală, mi se tăia legătura în sensul că pe partea de COVID se discută doar între orele 14 și 16. Dar de unde știi că nu-i dădeau medicamentele? Pentru că mi-a fost confirmat, am luat listuța de medicamente cu una din asistentele din spital și din toate medicamentele un singur medicament care se numește Atoris și care este pentru scăderea colesterolului, acela era singurul care îi se dădea. Chestiunea este că în spitale, n-am precizat, sunt din Slobozia, Ialomița. În spitale sunt, ca în orice alte domenii, oameni de toate felurile. Sunt oameni care sunt într-adevăr dedicați omului și care văd oamenii internați ca pe niște ființe umane și îi ajută și sunt grijulii cu ei și sunt alții care nu-i văd decât așa cum fac eu hârtirile la servici, un mijloc de a obține un salariu. Eu am hârtii în față, ei au oameni, dar nu-i văd ca pe oameni. Și vă dau un exemplu. În dimineața zilei de 11 noiembrie m-a sunat tata tremurând, având frisoane, dar nu erau frisoanele de frig normale, erau frisoanele acelea pe care le ai când în corp ai o infecție, când nu ți-e bine deloc. Și mi-a spus că este foarte frig. Am sunat la spital,
am obținut să vorbesc la 7 dimineața pe secția COVID, le-am spus că are frisoane și m-au replicat că se aerisește pentru că e oxigen, este miros de bătrâni, de pampers. Și am spus, da, ok, e normal, fiind oxigen, să se aerisească, să nu se întâmple vreo nenorocire, dar mai dați-i o pătură. Iar asistenta, probabil asistentă, vă voi afla cum se numește doamna respectivă, mi-a răspuns în felul următor, la 7:02. Doamna, eu nu mai intru, nu mă interesează că eu am ieșit din schimb. Exact pe acest ton, foarte grijuliu. Înțeleg. Îmi pare rău să aud povestea asta. Nu știu cum aș putea să te ajut acum. Poate cu vorba lui Georgian de mai devreme, care spunea că din amintirea tatălui tău trebuie să rămână lucrurile bune pe care le știai sau le aveai, da, despre. Ideea este că am obținut să ajung la el. Tatăl meu a fost militar de carieră. A apărat țara de spionii care atacau înainte de 89, dacă mă înțelegi ce spun. Și încercam să văd, să înțeleg. Deci, la o săptămână după ce a murit, am înțeles ce spunea privirea lui. Tata s-a destrupat la 81 de ani, două luni și jumătate. Și era un om, oricine a avut contact cu el în spital, a rămas șocat, pentru că era un om care era plin de glume, plin de veselie, plin de viață. Nu avea de gând să moară omul ăsta. Și privirea lui a fost nu a unui bătrân neputincios. Era exact acea privire și demnitatea militarului român, aceea pe care am pierdut-o. Îți mulțumesc. În revista DOR, îți mulțumesc încă o dată, Monica, îmi pare tare rău de pierderea ta. În revista DOR, din luna aceasta, pe care vă recomand cu mare încredere, există poveștile multor oameni care s-au dus, care nu sunt cifre, cei care nu mai sunt. Și unul dintre reportajele astea scrise aici de colegii de la DOR, care sunt absolut extraordinare, spune chiar așa, că nu ne-am făcut plan să murim anul ăsta. Cumplită emisiune. Ionuț, salutare, ești la România în direct. Salut, salut, Cătălin, și bună ziua tuturor ascultătorilor. Ce pot să spun? Că, din punctul meu de vedere, toți cei care s-au dus și se duc nu sunt niște cifre. Cu toții sunt oameni cu povești, cu rude, cunoștințe. Eu, din păcate, nu mai am niciunul dintre părinți. Mama mea s-a stins pe 21 octombrie anul acesta, o suferință de 2 ani de zile, iar tatăl meu acum 20 de ani. Și încă, să vă spun, tata, îmi pare rău, tata mi-a murit în brațe. Și nici acum nu reușesc să revin. S-a năruit lumea mea. S-a năruit o lume. Și îmi cer scuze. Ca să înțelegeți dumneavoastră ce fel de om a fost el, pentru mine nu a fost un tată. Pentru mine a fost un prieten. Cel mai bun prieten. Și aș vrea să vă povestesc că o întâmplare cu el. Pe vremurile acelea aveam o dacie. Știți, daciile acelea care tot timpul se stricau. Evident, cine n-a venit. Se stricau, se înfundau jigrele de relantii, iar eu, tânăr fiind, aveam 19 ani, pur și simplu din comoditate refuzam să învăț să desfund jiglerul acela de relantii. Să sufli în el, da. Pentru că exista, da, exista tata, exista fratele meu, până într-o zi, când plecând cu tata, undeva înspre Câmpina Clăbim, din zona aceea sunt, urcând o pantă înspre Valea Dofsanei, s-a înfundat jiglerul acela de relantii și a început să tremure mașina. Am terminat de urcat panta și m-a întrebat, dar ce se întâmplă? Păi s-a înfundat jiglerul, păi. Haide, desfundă-l. Păi nu știu. Păi și atunci ce facem? Zic, nu știu. El știind. Și pe stânga văd și acum era o brutărie. Și iar în fața brutăriei un puști, cred că tot de seama mea, așa, cum o dacie din aceea papuc, încărca pâinea.
Și mi-a spus, trage lângă mașina aceea, mi-am dat jos de lângă mașina și m-a întrebat, bă, puștule, știi să desfunzi în jigler? Da. Ce, uite, desfunde și băiatului meu în jigler, dar te rog eu frumos să iei bani. Pe cuvântul meu, donare, am rămas, m-am uitat la el, m-am uitat la băiat. Băiatul, domnule, băi nene, vorbesc serios. Da, domnule, desfunde și iei bani. Mi-a desfundat jiglerul. Ții minte și acum 20 de ani, 10 lei. Da, 10.000, cum era pe vremea. Sau 100 da, de mii. Da, da, 100 de mii, da, da. Mi-a desfundat jiglerul și crede-mă că în momentul ăla, îmi pare rău, dar în secunda aia, cred că l-am urât pe tata. Și băi, uite cum poate tata, ce poate el să-mi facă? Mi-a scos banii din buzunar. Mă duceam la discotecă da. Cu ei. Dar după aceea am conștientizat că el nu încerca decât să mă facă, să mă responsabilizeze și să mă educe. Eu nu-mi doresc decât să copiii mei să-i cresc ca și oameni. Da? Să fie oameni în societatea asta. Da. Și să-i cresc așa cum au crescut părinții mei pe mine. Îți mulțumesc. Vă mulțumesc mult pentru. Îți mulțumesc tare mult. Uneori îmi dau seama că de multe ori ținem în noi lucrurile astea și le povestim atât de rar. Poate că nu avem destui prieteni sau nu suntem obișnuiți să descărcăm toate poveștile astea. Vedeți, sunt 20 de ani mai târziu de la moartea tatălui lui Ionuț. Lucrurile bune încă sunt aici, așa cum vor fi și după oamenii care au pierit în acest octombrie de la care am plecat. Anișoara, ești la România în direct. Salutare, bine. Bună ziua. De când a început pandemia, am pierdut oameni foarte dragi. Mama la 1 decembrie în 2020 și soțul în ianuarie, în noaptea de Revelion, în 2021. Am fost foarte necăjită, mama s-a pozitivat în spital. Da, a fost împlinit 81 de ani în spital, după o operație de la cadrele medicale care o aveau sub supraveghere, după aproape 5 săptămâni s-a pozitivat. M-a durut foarte tare că nu ne-au lăsat să o vedem, nu ne-au lăsat și cel mai mult și cel mai tare mi-a părut rău pentru că a fost o femeie foarte, foarte credincioasă și ceremonia de înmormântare, știți cum se făcea. Pe vremea aia, da, știu că era da, fără și nu, fără asta. Nu merita acest lucru. Și soțul lui s-a făcut rău în noaptea de Revelion. M-am chemat salvarea la 8 fără 10, la 10 fără 10 am vorbit cu el și am înțeles că în jur de ora 12 a murit. Nu m-a sunat nimeni. Nu am fost anunțată decât după am sunat, mi-am luat inima în dinți și am sunat eu dimineața la 5 jumate. Vă dați seama că șocul a fost foarte mare. S-a spus că s-a făcut tot ceea ce este posibil. Într-adevăr, după 3 stopuri cardiorespirator, după primul am înțeles că și-a revenit, la al treilea deja nu s-a mai putut face nimic. Există o îndoială în sufletul meu undeva. Pe timp m-am gândit dacă a fost noapte de Revelion, nu știu, a fost supravegheat cum trebuie, efectiv a murit la lupul. Deci nu ajunsese pe salon sau pe unde spui tu ce la... Da. Era la terapie intensivă. Știu da. Că această îndoială nu o să-ți dispară vreodată. Știu că lucrurile astea nu pot fi reparate. Da. Nu mai poți să păstrezi gândurile bune, probabil. Da. Săptămâna asta facem de un an, deja a trecut un an, este foarte greu. Tânăr la 53 de ani, 31 de ani de căsătorie, și bune și rele. Vă dați seama că nu... Trebuie foarte greu peste așa ceva. N-aș fi vrut să fac emisiunea asta niciodată. Anișoara, eu te îmbrățișez. Ai grijă de tine, e tot ce pot să spun astăzi. Dar pentru voi care ați ascultat, am o mare rugăminte. Știrea asta nu-i cu o cifră de 45.000 de oameni care s-au dus într-o lună.
Știrea asta ne spune că azi, cumva, trebuie să dați un telefon la cei pe care iubiți cel mai mult, la cei mai dragi, la cei mai apropiați. Ia căutați-vă un minut, două, stați de vorbă. Iar dacă știți pe cineva care a pierdut pe un aproape, dați-i și lui un telefon, vorbiți și cu el. Hai să, cumva, să refacem țesăturile alea, să știm că suntem unii lângă alții, chit că viața o să ne împingă mai departe, nu? Că așa e natura umană, dar cred că azi toți avem nevoie de un sprijin. Asta a fost România în direct de astăzi. Eu sunt Cătălin Striblea, vă mulțumesc și spor la treabă. Participă la România în direct de luni până joi de la ora 13:15 la Europa FM.